Se anunță noi reguli pentru utilizarea trotinetelor electrice. Deputații pregătesc un proiect de lege prin care obligă conducătorul unei trotinete sau biciclete electrice să aibă vârsta de cel puțin 16 ani și să dețină asigurare și mijloace de iluminare specifice. De asemenea, a mai fost introdusă obligația pentru cei care închiriază trotinete să completeze un formular cu 5 întrebări din legislația rutieră. Proiectul legislativ a fost depus în 2019 de 31 de deputați ai Partidului Național Liberal și a trecut de Senat. Noile amendamente au fost agreate și de reprezentanții PSD, USR și UDMR în Comisia Juridică din Camera Deputaților, care au dat un raport favorabil inițiativei legislative. Printre schimbări se anunță și introducerea asigurării obligatorii pentru cei care dețin și circulă cu trotinetele electrice. Vorbim despre un grup de lucru format din membri ai într-o partidă parlamentare, deci aici suntem despre un consens de această normă, care au dat un aviz în Comisia Juridică la o reglementare care privește utilizarea trotinetelor electrice. Și aici vorbim despre modificări care privesc, pe parte, inscrierea regulilor de asigurare a acestor trotinete electrice. Deci ele vor trebui să fie asigurate asemenea în oricărui alt mijloc de transport care utilizează drumurile publice. O a doua modificare privește mutarea căștii de protecție, iar cea de-a treia privește că atunci când închiriez o trotinetă, înainte de a permite cod de acces să o închiriez, să fi testat cu un set de minim 5 întrebări care privesc circulația pe drumurile publice. Oamenii spun că aceste schimbări sunt binevenite, având în vedere numărul crescut de accidente în trafic cauzate de trotinetele electrice. Eu cred că este bine pentru ei, dar maxim de la 18 ani în sus. Vedeți dumneavoastră, deci, da, trec prea mult cu viteză, trebuie să ne ferim, mai sunt și copii mici, deci da, mi se pare ceva ok. Vor trebui să aibă și asigurare pentru aceste biciclete, trotinete. Da, bineînțeles că este bine și pentru ei și pentru cei de care merg pe trotuar, da. Eu le văd foarte bune cine le aplică pe ei, dar numai să le aplice, că ați văzut ce pățim cu tineretul ăsta. Vor intra în vigoare. Dacă intră în vigoare, e bine și pentru noi, pentru toți șoferii care conducem pe străzile europene, pe drumul principal, dacă n-ați văzut cum trec cu... S-au produs multe accidente. Este ceva normal, atâta timp cât sunt participanți la trafic, ar trebui să știe toate regulile necesare. Eu consider că este foarte bine că s-au luat aceste măsuri. Ei sunt un pericol public, noi nu putem nici măcar pe trotuar să mergem în siguranță, uitați de pildă acum, cum a trecut, ei nu semnalizează. Poliția locală poate aplica sancțiuni și contravenții pentru încălcarea normelor rutiere în ceea ce privește trotinetele electrice. În Severin, de la începutul anului, oamenii legii au aplicat peste 50 de amenzi pentru persoanele care circulau cu astfel de vehicule în zone nepermise. În conformitate cu hotărârea de Consiliul Local numărul 220/2011 republicată, este interzisă circulația mopedelor, motoretelor, motocicletelor și a trotinetelor electrice în zona de promenad Crișan, în pădurea Crihala, pe străzile Teodor Costescu și Ice Bibicescu, tronson cuprins între strada Traian și bulevardul Carol I, precum și pe aleile din toate parcurile din municipiu. De la începutul anului până în prezent, poliția locală a sancționat un număr de 55 de persoane care au încălcat aceste prevederi legale, cuantumul amenzilor fiind de la 500 la 1000 de lei. După dezbaterile din Comisia Juridică, proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea plenului. Camera Deputaților este forul decizional în acest caz.